statul va continua să plătim printre cele mai mari prețuri la energie și gaze din Europa, pentru că interesul statului ca din această zonă să adună cât mai mulți bani la buget. Mare parte din bugetul pe stat, mai ales pe zona asta de venituri, este format din aceste creșteri de prețuri, aceste prețuri foarte mari. Dacă n-ar avea prețurile foarte mari în România, n-ar mai aduna bani atât de mulți bani la buget. Ei, așa că așteptați-vă ca să fie doar un simplu foc de paie și lucrurile să funcționeze, între ghilimele, pe același algoritm de stabilitate, între ghilimele, o stabilitate care pe noi ne face să fim mai săraci, iar companiile românești necompetitive în raport cu ceea ce vine din import sau cu dorința de a face exporturi la nivel internațional. E un mecanism păgubos care creează și sapă puternic în fundamentul economiei românești. Dacă ai prețuri foarte mari la energie, gaze, nu mai zic de carburanți, păi cum să produci produse mai ieftine, să concurezi cu importatorii sau cu alte companii de piețe internaționale, că tu ai costuri mult mai mari decât aceștia. N-ai de unde să mai tai. Mai cu seama că îți vine guvernul și îți mai ia și impozite mai mari începând din 2024. Impozit pe cifra de afaceri, impozit pe venit, impozit pe taxe și alte asemenea taxe. Și aș mai vreau să scot în evidență un lucru care cred că trebuie comentat. Această inițiativă absolut aberantă a Ministerului Finanțelor de a limita numărul accesului românilor în a-și crea o companie. Doar una de persoană. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu ai voie să ai inițiativă privată în România decât în limita unei singure micro-întreprinderi. O chestie absolut aberantă care limitează din punctul meu de vedere libertatea de a-și dori mai mult din punct de vedere economic, de a crea inițiativă privată. Aș da posibilitatea românilor să-și facă 100 de companii. Da, aș da posibilitatea românilor să-și facă 100 de companii, 200 de companii, câte vor ei dacă își plătesc taxele la timp. Nu să le limitezi posibilitatea de a-și face doar o singură micro-întreprindere. Dar care e rațiunea, Adrian Negrescu? De ce? Sau domnule Grevan, eu nu știam, trebuie să ne updatăm în fiecare zi cu toate năstrușniciile guvernului. Care e rațiunea pentru care se limitează? Vă rog. Nu există o rațiune, pentru că așa ceva, o asemenea reglementare, nu mai există nicăieri pe planetă, probabil. Eu n-am mai auzit de ea. În consecință, nu poate fi o rațiune. Dar nu poate fi. Explicație, în schimb, există. Explicația este, sau să spun așa, stă în nulitățile din Ministerul de Finanțe. Să nu uităm că acolo s-au mai produs inițiative, tot așa, proiecte de ordonanță care, de exemplu, confiscau banii din pilonul 2 de pensii, urmând ca domnul ministru Boloș să iasă, nu știu, domne, nu știu nimic de chestia asta, nu s-au făcut scrierea mea. Deci, explicația este calitatea foarte slabă a oamenilor din Ministerul de Finanțe, care ne dau nouă, după cum spuneam mai devreme, electroșocuri. Justificare nu există, științifică sau de altfel. Nu e așa ceva nicăieri în lume. E o aberație pe care cred că va dispărea. Da.